Sala Teatrului Municipal Bacovia a fost arhiplină la primul recital extraordinar din cadrul Galei Star, recital susținut de binecunoscută actriță Maya Morgenstern. Piesa austriacului Georg Kreisler este o tragicomedie plină de umor negru, căreia Maya Morgenstern i-a redat întreaga strălucire. Spiritul caustic al versurilor și tonul nostalgic al melodiilor creează împreună partitura perfectă pentru un regal actoricesc. Prin destinul Lolei pragmatic pentru secolul 20, Kreisler ne arată viața din spatele culiselor și modul în care ne raportăm la realitate. Aceasta pentru că Lola, după cum spunea chiar autorul, e la fel de descumpănită în fața antisemitismului ca și în fața propriei evreități, căci nu dorește nimic altceva decât să cânte și să danseze puțin, să dăruiască bucurie publicului. Lola are destinul tipic al atâtor artiști de expresie germană care au fost prinși în cleștele războiului. Ea își începe la Viena cariera de cântăreață de cabaret, chiar în perioada anexării Austriei la Germania lui Hitler. Se refugiază de naziști în Elveția, iar după ce este expulzată de acolo, emigrează în SUA, unde ajunge faimoasă. Tot acolo își pierde iluziile despre lume, dragoste și prietenie. În spectacolul regizat de Alexandru Dabija, Maya Morgenstern este acompaniată la pian de Tatiana Moroșanu. Scenografia este semnată de Puiu Antemir. Următorul recital extraordinar, Vârciorova Carantina, va avea loc în această seară începând cu ora 21.